premiul Gogo pentru cel mai bun film de lung metraj se acordă filmului Moromeții 2. Mulțumesc foarte mult tuturor și celor care au votat filmul ăsta și celor care nu l-au votat. E o competiție și în ultima instanță nu trebuie să ne supărăm. Dacă pierdem, ne bucurăm mai tăcut așa, când câștigăm. Realmente le mulțumesc tuturor celor care au contribuit la realizarea acestui film. Și dumneavoastră vă mulțumesc pentru ora atât de târzie pe care ne-a oferit-o Tudor. Mulțumesc! Vreau să mulțumesc mult unei echipe foarte numeroase și foarte inimoase și le mulțumesc mult că m-au ajutat în această perioadă în care am făcut acest film, care n-a fost cea mai fericită perioadă din viața mea și le-am spus asta și m-au ajutat să reușesc să ajung la finalul filmului. Mulțumesc! Vreau să le spun un cuvânt și un mare mulțumesc celor care m-au format. Pentru că pentru mine adevărata școală nu a fost neapărat în facultate, ci a fost pe platourile de filmare și știu că aici și sus și în sală sunt mulți oameni de la care am învățat meserie. Electricieni, operatori, asistenți de cameră, mașiniști, oameni de la scenografie. Ei cred că sunt cei care ar trebui aici să umple scena. La filmul ăsta am avut o echipă extraordinară și le mulțumesc pentru că datorită lor sunt ce sunt azi. Și aș mai vrea să vă spun că la filmul ăsta a fost un singur moment cu adevărat complicat. Atunci când, înainte de filmare, domnul Revenjuc ne-a anunțat că nu mai poate să mai joace în film, aș vrea să-i mulțumesc pentru tot ce a făcut în prima parte și pentru ce va mai face de acum încolo în carieră și lui Horațiu Mălele pentru că a făcut un rol extraordinar. O să închei spunându-vă că e, da, e o seară minunată, suntem cu toții aici și ne bucurăm, dar Ada spunea că nu avem cinemauri. Azi am primit un e-mail de la o domnișoară, de la o agenție imobiliară, care spunea, probabil că eram al 500-le om de pe lista ei de mail-uri, și spunea că Cinema București e de vânzare, pe Bulevard, și că why not să investim în el, să-l transformăm în sală de bowling, în club, în, știți cum sunt anunțurile astea de la imobiliare. Mi-am dat seama că în București, în ultimii ani, s-au făcut teatre. E o mare pasiune și preocupare din partea tuturor edililor, primarilor, de atunci, de acum, din viitor, să facă teatre. Cinematografele s-au închis, au dispărut și trăim cu filmele astea. Moromeții e unul din ele, datorită celor care au multiplexuri și care, din fericire, ne iau filmele și ne ajută. M-aș bucura să avem săli, să ne arătăm filmele, dar pentru asta cred că trebuie noi să ne ajutăm. O să putem să mergem și la vot, dar nu știu cât de multe lucruri se vor schimba, pentru că în toți anii trecuți am avut vari guverneri, dar am ajuns tot așa chinuiți, fără săli și arătându-ne filmele prin săli de sport, cum am pățit la Alexandria sau în alte locuri. În fine,
nu mai stați pe gânduri și faceți ceva cu toții, pentru că e important să ne salvăm sările alea câte mai avem și să luptăm pentru asta. Felicitări, domnului Guleaș! Mă iertați că revin. Am totuși o datorie. Trebuie să mulțumesc Luminiței Gheorghiu, lui Victor Bătăniu, lui Nichita Popescu, lui Horaciu Mărăele și celorlalți care m-au ajutat să facem cei doi moromeți. Multă sănătate! Nu scăpați ușor de mine. Primul căruia trebuie să-i mulțumesc este Marin Preda.